Pe drept cuvânt, secolul Fanariot este numit veacul reformelor, întrucât unii dintre domnii fanarioți au promovat un amplu proiect reformator, au introdus reforme care au reorganizat fiscalitatea, relațiile sociale, administrația și justiția, viața bisericească și culturală. Ei înșiși, să știți că fac parte din acești domni luminați, din acești domni care rezonează la principiile Revoluției franceze. Sunt oameni care citesc foarte mult, traduc foarte mult, își constituie biblioteci. Această politică de reformă a fanarioților a fost lipsită însă de continuitate. Pe scaunele de la București și Iași au alternat spoliatori fără scrupule preocupați doar de înavuțire și despoți luminați care au încercat să guverneze cu înțelepciune și au introdus reformele dictate de necesități. Acești fanarioți reformatori au fost inspirați de modelele monarhilor absoluți europeni, Frederic al II-lea, Ecaterina a II-a, Maria Tereza și Iosif al II-lea. Dăm ca exemplu chiar atitudinea lui Iosif al II-lea, nu? Exemplu de suveran luminat, de reprezentant al acestui absolutism luminat, care dă patenta din 1785. În urma este adevărata răscoale lui Horea, Cloșca și Crișan. Așadar, amplele programe de reforme ce vor avea loc în această perioadă în țările române urmează mișcărilor social-economice din planul mai larg european. Perioada fanariotă, iată, a menținut țările române la nivelul acesta general european. De altfel, Constantin Mavrocordat și-a și anunțat reformele printr-un proiect publicat în Mercure de France. La începutul celui de-al cincelea deceniu al veacului al XVIII-lea, deci iată că el dorea să se înscrie în mersul acesta general european. Reformele fanariote vor marca practic trecerea statelor române de la perioada medievală la epoca modernă. Au existat diverse polemici, precum că epoca fanariotă a fost o epocă neagră din istoria românilor. Este adevărat că au fost și multe inconveniente și neajunsuri în ceea ce privește mai ales situația claselor defavorizate ale societății. Țărănimea, parțial și clerul, sau micii negustori sau ori meseriași. Dar tot în această epocă societatea românească a marcat o tranziție foarte importantă de la plin ev mediu la o epocă modernă în care spre sfârșitul epocii fanariote s-a ajuns ca limba franceză să fie introdusă în saloane, vestimentația să înceapă să nu mai fie, să aibă un accent prea puternic de factură orientală, însăși locuințele domnitorilor, cât și ale pleiadelor acestora erau de factură neoclasică, cu orientări din Occident, din punct de vedere arhitectural. Cea mai proeminentă personalitate din galeria domnilor fanarioți este neîndoielnic cea a lui Constantin Mavrocordat. Fiul primului domn fanariot Nicolae Mavrocordat, Constantin, om de carte cu o mentalitate progresistă, a domnit alternativ în Moldova de 4 ori și în Țara Românească de 6 ori, între 1730 și 1769. Era descendent din vechea dinastie a Țării Românești, sigur pe o cale matrimonială, în sensul că văduva lui Alexandru Coconul, fiul al lui Radu Mihnea, domn în Țara Românească și în Moldova în prima parte a veacului al XVII-lea, s-a căsătorit ulterior cu un negustor bogat, originar din insula Chios.
numit Mavrocordat și întemeietorul acestei familii. Principiile de reorganizare fiscală, socială, administrativă și judiciară au fost cuprinse în Marele Hrisov din 7 februarie 1741, publicat sub titlul Constitution într-un periodic francez. Trebuie să spunem că poate omul care marchează secolul XVIII prin ceea ce a făcut este Constantin Mavrocordat. Este vorba de o reformă administrativă profundă care, dacă vreți, cu puține transformări, dăinuie și astăzi. Este omul care elaborează ceea ce francezii au numit, au și tipărit textul în Mercure de France, Constituția Țării Românești. Sigur, e vorba de un text în care să pune puțină ordine. Reacția contribuabilului din Principate, împovărat de plata birului și a numeroase dări indirecte și dări extraordinare, instituite ad hoc, a fost evaziunea fiscală prin băjenie, fuga pe alte moșii sau chiar emigrarea la sud de Dunăre. Reducerea numărului contribuabililor însemna evident scăderea veniturilor vistieriei, iar mobilitatea rurală excesivă pricinuia imposibilitatea perceperii regulate a dărilor. Să circulă cu mare fereală, de ce? Pentru că și domnii se tem că totuși prea mulți emisari, prea mulți români, dacă ies din țară, cine știe ce spun, cine știe ce comploturi încearcă. Și atunci, firește, lumea trebuie ținută sub control. Nu exista nicio reglementare a cuantumului dărilor și a termenelor de plată. Fiscalitatea era apăsătoare, arbitrară și imprevizibilă. O sistematizare în acest sens a încercat Constantin Mavrocordat. Am luat o serie de dări, cum erau văcăritul, pogonăritul, dijmăritul, cizlășitul. Acestea erau o serie de obligații atât în produse cât și în bani pe care țăranii, contribuabilii, trebuiau să le plătească. El a eradicat aceste taxe și a împărțit într-o singură taxă anuală pentru fiecare locuitor, fiecare țăran, care era plătită în 4 rate. Aceasta, bineînțeles, că a conferit mai multă fluiditate sistemului fiscal, cât și o mai bună strângere a lui. Pentru că astfel și țăranii erau mai ușurați și, să-i spunem, nu mai exista acea stare de tensiune, nu trecea un pic altă dare. Forța de muncă era tot mai rară în condițiile unui spor natural scăzut și s-a încercat a fi suplinită prin colonizările ungurenilor așezați de domnie în principate și beneficiind de privilegii fiscale.